Ce? De câți ani o cunoașteți pe vecina dumneavoastră? De când am fost copii mici. Și tata ce-a făcut noi? Când ați fost copii mici dumneavoastră, când aveați 5 ani, dânsa câți ani avea? No, nu mai știu de atunci. Că eu zic, mă întreare trăiești cu anii mei. Nu te faci că te-ai trăiești, că nu te-ai trăiești. Dar așa vreți te faci amul. Ba, nu. Da, pe orice cază. Da, bine jucam, ne bătea săraca, că nu ascultam ca copii. Făceam numai rale. Deci v-o griji pe aici poliță? V-o griji, da, rețea face cu noi. Acum că mătușul a ajuns 100 de ani, vă dă speranțe să ajungeți și dumneavoastră, da, vârstați? Da, domnule, nu ne lăsa să ajungem atâta. Mie mă trebuie, domnule, 30 de ani până și ca dumneavoastră, dar mă trebuie că 30 de ani am înainte. Cât e lumea aveți? Dar de ce nu? Da, pe mai știi? Trăiu, adică suntem bătrâni, suntem bătrâni, am opi, până peste 30 de ani, doamne, Dumnezeule. Până pe 100 de ani. Sunteți în fărea vârstei, dacă... Ea, dacă am trăit, da, dacă am... Nu, 30. Am 29, nu, că mi-au 71. Noroc mare să prinzi vârsta asta? De la mare noroc, ai de mine. Cum e mare noroc? Mare dacă ai sănătate. Că dacă ai sănătate, dacă n-ai sănătate, pe casă trăiești, domnule dragă. Oricine a trăit. Mă pot dumneavoastră, a fost sănătoasă până am ucam de 2 ani, de când și-o rupt ciciorul. Până acolo a fost tânără. Și nici amul nu arată bătrână. Nu se lasă. Nu. Nu arată după cum. Nu arată după cum. Dar am două, suntem deodată noi. Dumneavoastră e mai mică, e mai mare. Eu sunt mai mare. Nu, și așa suntem mai mare. Eu sunt 74. 100 de ani așa v-ar plăcea? Ba, pe domne, nu mă lăsați să trăiesc atâta. Dar de ce? Da, până ce nu-ți buneamul la ăștia, ai dat pe patru cu morții. Da. Bun noroc e sănătate, ia asta fomeie sănătate, să nu mi-i fula mie. Tu, bun noroc e sănătate, dar o fomeie bătrână din o vrâstă. Nu mi-ai și tu hotar ca noi câți lumea vezi? Nu, noi nu putem și domnule bătrâne, că noi să mergem la muncă la hotar. Mergem la fân, mergem la sapă, mergem în pădure, mergem cu carul după fân, nu putem și... Venim. Bună ziua. No, ce faci? Îți place că o vin câtă lumea la mine ta? Îți place? Îți place că am venit la mine ta? Te vedem. Ai, vine. Dacă îți vine toată ziua. No. A venit să ne facem poză cu mine ta. Ai. Să avem poză cu tine, dacă ai murit înaintea noastră. Ai, dar nu-i murit, nu trebuie să mori, dar ne facem poză cu mine. No, nu știu de băieți, astea aud acolo, băieții, nu te... Asta nu se știe care mă. Nu știu de să fii. Ați avut greutăți mari în viață? Mai greutăți am avut. Tă, mi-o luam, ne măsura podul. Ai, și mi-o luat de pe bucate și nu m-au ce mânca. Era așa. Ai, câte m-o mânca pe mine, că mă mânca cum trăiesc, că mă gândesc. Că cum ai fost să iasă, câte necazuri am avut. Este omul murit de mult, de vreo 50 de ani mort. No. Dar tu trăiești cu fomeie în zecilei, dacă poți. Cum poți așa să? E bine, e bine, bugări. Eu n-au spus de ce aia cu eu, că m-am căsătorit. No. Am avut trei copii. Pe fața mea a murit de mult, fumărițată, are nepot, are față, îmi vreau nepot acolo. Dar pe omul nu a fost 7 ani în cătani. 7 ani o cătunit, dar pe eu singură, necăjită, amărit, nu a fost bugăt atât.
Să dăm bucate și că n-am avut. Și zăi. Și altfel l-au dus săracul la închisoare. 6 luni de zile o să ajungă închis. Dar nu mi-o fost mie lumea de mare. Și de minune. La mine nu i-o fost să plecam. Toată lumea a luat câte o mângăiere, dar eu n-am avut. A păstrat tot ce e. N-ai avut ce mânca. Când am ajuns de a mânca, oai, ai, oai, ai, oai. Era la diche, la Iosaru. Când a fost de 4 ani, avea serviciu. În Moldova mă după ori. S-a dus de acolo, ori și Malai și ce-o putut. S-a dus, am avut un cuscru. Apa ala s-a dus și are convicții mi-a luat. S-a dus apoi. Umbla s-a colectat până în sus. Este bucătoare și a provenit un coc. În pățul la oameni, pe, că s-au venit că de 2 cetine. N-ai putut să nu poți. Nu, vezi cum ne-a fost lumea. Bun a fost. Ai, am o fericire. Am o iombinie a lumii. Ai, de nene. Sunteți o familie longevivă, adică și străbunici au trăit așa mult, sau credeți că e un dar viața, darul de sus? Crede-mă că nu știu. Tata dumneai a murit în armată acolo cu război. Și a avut aici bine care i-am zis, doamne, m-a năcazul, am avut. Când m-au pus să dau ce știu câte suci de ligere de lapte. Și n-am avut nică, îi dau lapte. După ce m-au pus cu un zori, cu la ce știu câți schirăm de un zori. Porcul nouul strâni nepoile, că n-am avut. M-a tot a fost strânit. Dar de unde să-i dau un zori? De unde să-i o dau? N-au fi, tot de-aia s-am avut pe cap. Necazul e uitați, oai. Vai, vai, dacă mi-aduc aminte. Ai, tine, că am bolul ăsta și bolul. Să umblu pe dealuri. Ai, vai, vai. Că m-am mărit acolo, a prins o casă. Ai, mai de capul meu. Țineam un tău un gheț în apă, cu apă în fundul un gheț. Avem după ce poveste. E mult că nu le poveste. Ai mult că m-am mâncat. E coptilă. Nu. E coptilău. Ai e capul meu. Și de vie de mea. Mine eu stați de aceea la fată. După ce a murit soțul. Rămas singură. Vă povestea așa de câte greutăți avea de-a lungul vieții? Țineți minte o poveste mai ieșită din comun? Tot așa îmi povestește, cum vă povesti la mine voastră. Nu știu eu atâtea câte știi dumnei. Eu le-am uitat multe din tinereață, dar mie vă că le știi. Încă mai are memorie la voastră. Da. V-ați gândit cum ar fi să ajungeți și dumneavoastră 100 de ani? Doamne, feri, nu m-am gândit. Nu mă gândesc la așa ceva, că am unul poți umbla, că mă dor picioarele. Asta, mami. Bravo.
ce de eu, tăticule. Hai, mămica dragă, că ești cel mai veche din comună. Ce din comună? De pe rota asta. Mâna asta. Mâna asta vă doare? Bine, dragă. Nu se poate. Ați locul e rău. Dar câți ani aveți? Nu mă întreba. Cum? Nu mă întreba. De ce? Cum? Nu poți să mi se fac. Poți să nu să ai. Spre mult. Au trecut mulți ani? 100. Are tensiunea densa la 100 de ani, 150 cu 85. Așa, cu rutângimă, așa. Și, dragul mami, ai tensiunea mai bună decât doctorii și decât toți oamenii ăștia. Ce zici de asta? Și inima merge și bine. Păi de vădui ai umblat în grădinuță, a lucrat în grădinuță. N-am oana și să fă mai rău. La ce vă mai poate ajuta, să zicem așa? Nu, pe... mă ajută. Ce mai poate face? Te rog, cu un unghie ceapă făcut și... păstăi, mai rumpe. Deci cu mâinile poate lucra. Da. Vederea e bună? Bună. Mm-hmm. Puteți mânca? Nu prea mult. Mănânci prea mult? Ca așa ceva. Na. Care ar fi secretul? Cum credeți? Păi asta așa a lăsat Dumnezeu. Vă munci la fel ca alți oameni? Eu mâncam la fel sigur, ca alți oameni? Da. Nu pot nimic deosebit. Vă mâncam mai rău ca alți oameni. Că ei nu-i carnea cu carnea și cu de-astea, nu? Înseamnă că are un regim dacă mai vegetal. Dacă mâncă chită cu măr, chită cu prune, noi nu le putem mânca, dar noi le mâncă. Poate fi o explicație și asta. Și asta e orice. V-ați gândit să-i urmați regimul alimentar, să mai încercați și dumneavoastră, să mâncați ce mâncă dânsa, pentru sănătate, așa? Da, dar nu le poți mânca așa. Nu, eu chită golă n-am mâncat de când dus. Dar nici nu mânc chită, știi, dar nu? Golă. E și asta, azi noapte, eu mâncat două filii, gole. A fi duce surnică. O doamnă, dar surnică, maica mea. S-a murit sara cum o tată a murit încă tot, în război. Ați rămas orfană? Ați rămas orfană? Da, pe cum? La câți ani? Da, pe un an. Pe când s-a găsat. Ai, vai de cap. Vai, că eu nu știu pe sasa. N-am apucat să știu, mă, pe icoană. Păi icoana nu mai l-am văzut. O să ca și icoana. Am un uau. Hai de capul meu. Să știți că la vârsta dânsei, chiar cu tensiunea, cu problema cardiace până la vârsta dânsei, e, pot să zic că e clinic sănătos. Dar are niște demeri la membre inferioare, totuși așa că inima la 100 de ani deja nu mai funcționează așa ca un om de 50, de 60 de ani și are niște demeri la membre inferioare. Cu atâta tot. Și bineînțeles că la vârsta înaintată de peste 100 de ani este o ischemie cât de cât cerebrală au oamenii ăștia. Care ar fi secretul acestei longevități? Care e explicația noastră ca medic? Ca medic, secretul. De a trăi 100 de ani, trebuie să fii un om care a trăit în liniște.
fără stresul psihic. Asta singurul principal care pot să-l spun ca medic, oamenii ăștia nu au avut stresul care îl avem noi acum. Ei, dacă au mâncat o dată pe zi, dar nu au fost stresați de nimeni și de nimic. Au știut să muncească și să mănânce ce au putut dinși. Mișcarea naturală și lipsa stresului ar fi. Mișcarea naturală, alimentația naturală, că au mâncat ei numai din ce au produs dinși. Bineînțeles că la noi și la televizor să faceți mișcare de două ore pe zi. Dinși au lucrat în fiecare zi, fie iarna, fie toamna, fie vara, au lucrat poate mai mult ca și un angajat la 8 ore. Dar au și greutăți foarte mari, foamete, potropitori pe vremea rușilor, să putem spune că au avut și stres, totuși. Au avut stres, dar nu stresul care îl întâlnim noi zi de zi la ora actuală. Mai poți să trăiască mult și bine, mătușa? Să știți că la ora actuală, bineînțeles că nu intram pe partea cealaltă să fim în locul lui Dumnezeu. Da, pe situația ei medicală și examenul ei clinicul se poate trăi încă mult și bine. Murgrea la ramă, copil de 12 ani. Noastră și cu mama, cot la cot. Da. La biserică, ați mers? Ei, Valdinam, asta e cu buticul. Cu buticul la mână. M-am lăsat acolo afară. M-am băgat în desfăr. Am mers și s-am pus. Ai, zorul mi se mă zice numai. 100 de ani sună mult. Da, sună mult. Credeți că veți trăi atașii dumneavoastră? Da, nici nu-mi trebuie. Dar aveți șansele. Dacă semănați cu mama? Seamănă după tata. Dar eu cunoaștem, femeia e bună. Harnică. Păi ăsta-i primarul din Zalha. Nu știi? Știi? Da? Dar știa cu ei? Știu. Alilia. Știu. Nu așa. Mi-a văzut că mă știu. Știu. Aici ești în capul meu. Da. Bună ziua și la mulți ani. Nu, pe asta o cunoști? Nu? Asta e Nora din Mariana din Meriz. Hai, Mariana, Peciori, pune-te lângă Mariana, mama. Aș fi bucuroasă să, din familia noastră să-mi ajungem careva ani aceștia. Chiar dacă-s greu. Da. Greu, la oricum, de la când ajungi la vârstă oarecare, deja te las puterile. Ne bucurăm că împlinește 100 de ani și cum nu avem? Încă poate să umble, poate să meargă. E bine că poate umbla. Și conștientă, și e lucidă. Sunt o binecuvântare anii ăștia? Poate câteodată da, câteodată nu. Ați mai prins astfel de aniversări până acum? Nu, este prima dată când particip la asemenea. Nici în comună la noi n-am auzit să fie așa. E un pic cam ciudat așa să ai un sărbători de 100 de ani în fața ochilor? Nu e ciudat că... Ați mai văzut până acum? La televizor nu, în realitate nu. Eu m-am iubit de când vă cunosc. E o tare dragă și milă de Dumnezeu. Noi, din partea primăriei, urăm sănătate și în continuare un țar. Dicele să le măie la grar. E mâna pe p***. Dar nu că nu de ce. Am băgat dicele o col.
Eu le-am băgat și un ocol. Nu. Ce zici? La, avut ai dumneata când ai făcut tânăr așator. Când ai măritat. Ai avut la nuntă așator. Aici în spate. Hai, dați aici în spate care e. Cum? Așa, pac. Așa, așa. Nu, nu punem mâna. Nu mai punem mâna mai. Nu mai au mână. No, e foarte bine. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Tu ce urezi străbunicii astăzi? Sănătate și să aibă noroc. Cum o e mai iubă? Și voie bună. Vieță-i, mai iubă și genul.